specii umane care au dispărut. Evoluția umană, care se întinde pe o perioadă de peste 7 milioane de ani, a prezentat cândva o gamă diversă de specii, fiecare cu adaptări și strategii de supraviețuire unice. Dintre acestea se remarcă Australopithecus, care a prosperat în Africa în urmă cu 4 milioane de ani. Prezentând trăsături asemănătoare maimuțelor, cum ar fi fața proeminentă și sprâncenele. Australopithecus a fost biped, dar a păstrat unele caracteristici asemănătoare maimuțelor în partea superioară a trunchiului, sugerând o combinație de mers pe sol și cățăratul în copaci. Homo erectus, care a apărut în urmă cu aproximativ 2 milioane de ani, a marcat un capitol esențial. Nu numai că posedea un creier mai mare și se adapta pe deplin la bipedism, dar s-a aventurat și dincolo de Africa, răspândindu-se în Euroasia. Abilitățile de a face unelte, în special toporul de mână, i-au subliniat ingeniozitatea. Cu toate acestea, Homo erectus a cedat în cele din urmă locul lui Homo heidelbergensis, ridicând întrebări cu privire la motivele din spatele declinului lor, posibil legate de schimbările de mediu sau de concurență. În Asia de Est, Homo florentiensis, supranumit Hobbitul, prezintă o enigmă fascinantă. Descoperit pe insula indoneziană Flores, această specie pitică ridică semne de întrebare cu privire la originile sale, probabil descendentă din Homo erectus. Statura sa mică ar putea fi o adaptare la mediul izolat al insulei, lipsit de prădătorii naturali. Mai recent, Homo naledi, găsit în adâncurile unei peșteri din Africa de Sud, se adaugă la tapiceria evoluției umane. Cu un creier și un corp de dimensiuni mici, Homo naledi ne provoacă înțelegerea diversității hominizilor. Peștera oaselor din rețeaua de peșteri Rising Star, unde au fost descoperite aceste rămășișe, este promițătoare pentru a descoperi mai multe informații despre rudele noastre preistorice.